Jocurile sorții, episoadele 28, 29 și 31. Când Ada vede inelul la Bora, îl ia repede din mână și îi spune că este inelul pe care ea l-a pierdut și care a fost al bunicii sale. Yasemin aude discuțiile alor și cere Adei să îi arate inelul. Ada nu vrea că ea, ca să vadă numele lui Ruzgar pe inel și reușește să îl ascundă într-o vază. Mai târziu Yasemin găsește inelul și când vede scrisul din interiorul merge la companie pentru a-i cere socoteală lui Ruzgar. Ruzgar se preface că plânge și o minte că o iubește foarte mult pe Ada și că a vrut să se căsătorească cu ea, dar Ada nu îl vrea. Ada află că Bora își caută un nou asistent. Ea speră că într-o zi Bora o va angaja ca asistenta lui, așa că își unește forțele cu Tudge și fură dosarul cu candidați de pe biroul lui Bora și îl elimină pe cei mai buni, astfel că la interviu niciunul dintre cei rămași nu se conformează cerințelor lui Bora. Între timp, Meltem primește o fată cu care Bora a copilărit. Merge în vizită la Beltem. Belma se bucură când o vede, fiindcă după ce și-a dat seama că Tudge este capabilă să îi atragă atenția lui Bora, speră ca Bora să facă pe Melten și se vor căsători. În felul acesta va scăpa de Ada. Melten îi povestește că s-a întors din America în urmă cu 2 luni, iar acum își caută un loc de muncă. Belma îi spune lui Bora că are nevoie de un asistent și o duce la companie, iar Bora o angajează imediat. Yasemin este furioasă când află de la Belma că Evren o susține pe Tudge și că jocul de logodnă cu Ruzgar a fost ideea lui. Ada o aude pe Metlem vorbind la telefon cu o persoană la care îi spune că a reușit să intre în companie, iar restul va fi ușor. Ada încearcă de câteva ori să îi explice lui Bora că Metlem nu este persoană serioasă și că va face rău companiei, dar el nu o crede și zice că e geloasă pe ea. Ada nu se oprește aici și cere ajutorul cumnatului ei, Aslan. Aslan împreună cu Tudge merg la o adresă unde află niște informații despre Meltem. Ada merge acasă la Bora să îi spună ce a aflat. Bora era acasă singur cu Meltem. Ada sună la ușă și îi deschide Bora. Între timp, Meltem a intrat în baia lui Bora pentru a face un duș. În timp ce Ada discută cu Bora, apare Meltem în halat de baie. Ada înțelege că a greșit situația.